maju kan prima aku barca. Ce o să vizităm cu barca? O să vizităm Dubova, da, capul lui Decebal. Momentan așteptăm să vină un băiat să ne preia. Servim un suc. Ce priveliște frumoasă. Da, o să vă arătăm din barcă. Sunt rechini aici? Da. Nu cred. L-ați văzut și voi pe rechin? Rechini în Dunăre. Minune. Mă, Ale, mai unde pleacă? Prin barajul la porțile de fier s-a ridicat Gunărea cu 35 de metri, sârbii au decupat în stâncă și au ridicat-o la malul apei. Au fost 10, asta e singura care a rămas și mai e o copie de pe ea la. Deci marcau romanii teritoriul pe unde treceau. Și mai e și jos, nu? Toate erau pe malul sârbesc, 9 au rămas sub apă. Iar noi cum mergem înapoi, de aici intrăm în cazanele mici. Acolo în față, la chipul 10, la statuie, sunt cazanele mici cam la jumătate. Știți de la ce e primirea de cazane? Cum era Dunărea mai scăzută, atunci apa cum curgea, cu 35 de metri era mai jos. Cum se lovea de stâng, se făcea vârtejul și bolborosea. Și a rămas că fierbe apa, ca într-un cazan. Porțiunea asta, cazanele mici sunt mai scurte și au 50-60 de metri adâncime. Cazanele mari sunt mai lungi și unde mergem la pește, ajunge apa la 100 de metri. Dar noi mergem așa, pe lângă mare, la 30.
dacă nu. Și să nu.
La scorpurică. La scorpurică. Asta e peștera Punicova. În peșteră. Ia pe în jur de 15-20 de metri lungime. După aceea se termină apa și uscat. Și uscat, peștera traversează muntele și are ieșire în partea altă, în Dubova. Are 860 de metri traversată și 1600 cu tocul galerii. Când intrăm cu fața, după aceea dăm și cu spatele să vadă toată. Mai este ajuns. Ce facem? Băgăm un apartament aici. Mai când sunt alea 45 de grade aici. Mire, rece picierile în apă. Cum ți se pare, mami, aici? Îți place? Da. Vedeți acolo în față? Se termină apa și de acolo e uscat. Și toată peștera e mare, așa cum aici, până în partea la altă. Uite că e bine la altă. Vin din partea la altă până la apă, întorc până aici. Salut, salut! Toată e mare așa și vin din partea de la altă, e râul Ponicova, e cum se numește și peștera, ăla e ghidul. Toată lumea ține cursul râului. Și vin, nu trebuie să mergi ca să ajungi aici. Nu prin râul. Ții cursul râului și vin până aici. Nu, tate, nu. Ce-am făcut și a, deci râul traversează peștera. Pe acolo da, trebuia da. Veneai tu și veneam direct aici. Da, 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 știu. Da, mama. Îți place, mama? Trebuie să mă lase pe mine acolo. Nu cade, nu cade. Nu cade. Cam locovit destul la chestii. În față. Acolo da, eram locovit. Nu, mai avea nu, tot. Când am murit Drăgan, finanțatorul, au lucrat 10 ani, până în 2004. Nasul și mustața, vedeți că au altă culoare. Iar de când au lucrat, au folosit dinamită și refăcut. A, e 55 de metri înălțime și 25 înălțime. În 2004 s-a îmbolnăvit Drăgan și în 2008 a murit, dar din 2004 așa rămas. Watch out.